Este, da? Bună dimineața, stimați prieteni! Suntem din nou live, discutăm subiectele cele mai importante ale săptămânii, răspundem la întrebările noastre. Din start vreau să încep cu un subiect care consider că e important. Ieri am fost contactat de doamna Natalia Barabancic, care mi-a spus că după ce colectivul nostru de copii a participat la un concurs teatral Grand Prix din Belarusia, au plecat încolo cu autocarul, când trebuia să vină înapoi, au fost blocați la frontieră cu Lituania și au stat ori în șir, zeci de ore, blocați în autocar. În primul rând, eu vreau să transmit cuvinte de susținere și pentru Natalia, care ne cunoaște foarte bine și, într-adevăr, este o personalitate importantă pentru cultura Republicii Moldova și vreau să mulțumesc ceea ce face pentru copiii noștri. Regret că au nimerit în așa situație. Eu am luat legătură cu ambasada noastră de la Belarusia, care m-a informat chiar acum câteva minute în urmă, că s-a găsit o soluție temporară și copiii sunt cazați acum într-o școală din regiunea Grodno, din Belarusia, alături sau în preajma frontierii cu Lituania. Adică copiii sunt adăpostiți după zeci de ore în autocar, că nu puteau să iasă chiar și tragă gutură de aer sau la liceu în afară autocarului, blocați în vamă, ca să înțelegeți. Deci vreau să mulțumesc reprezentanților ambasadei, care acum m-au informat că au găsit această soluție și mi-au spus că în decurs de câteva ore, cel mai probabil, se va obține actele necesare ca autobusul să continue calea spre Republica Moldova, traversând Lituania și mai departe. Este foarte regretabil că așa caz s-a întâmplat cu copiii noștri care nu sunt vinovați cu nimeni. Și să cadă în această luptă geopolitică care cu regret are loc în regiune. Dar, repet, din informația care o cunosc, cu implicarea ambasadei noastre din Belarusia, temporar să găsiți soluția, copiii se odihnesc și într-o oră, oră jumate, să știți și părinții, cel mai probabil actele vor fi emise și copiii se vor porni spre casă. Acum, referitor la subiectele care sunt subiectele săptămânii, eu vreau să mă opresc la trei subiecte și după aceea să răspund la întrebările pe care le-au sigur dumneavoastră le aveți și văd că deja vin întrebări. Primul subiect, am văzut o declarație a conducerii Băncii Naționale, a guvernatorului Băncii Naționale, care se laudă și spune că este un fapt foarte pozitiv, că peste 93% din sistemul bancar al Republicii Moldova este în proprietatea investitorilor din Occident, din Europa și din America. În primul rând, eu nu văd nimic bun în acest lucru. Când sistemul bancar și în sistemul bancar noi nu avem bănci autohtone care să se preocupe în primul rând de interesele Republicii Moldova. De ceea ce doresc agenții economici. Într-a doilea rând, eu vreau să vă aduc aminte cum s-a întâmplat acest lucru. Foarte rapid, dar eu cred că cei care ne urmăresc o să fie interesant. Deci, 93% din tot sistemul bancar e mâna străinilor. Și care și-au scopul lor. Ca să cunoașteți, anul trecut eu obținut profit net 4,1 miliarde de lei. Adică câteva bănci, de pe spatele nostru cetățenilor, agenților economici, a încasat profit net de peste 4 miliarde de lei. După ce cu an înainte, 3,6. Adică ei în 2 ani, de pe economie națională, de pe cetățenii noștri, de pe spatele fiecare din noi, au încasat peste 7,8 miliarde de lei. Aproape 8 miliarde de lei profit net. Atunci când noi, socialiștii, am propus în plenul Parlamentului, haideți să impozităm băncile, ca să avem bani să dăm la agricultori, să dăm la pensionari. Nu cu 12% care impozit pe venit la toți, dar cu 18%, nu cu mult, plus 6%. Majoritatea parlamentară PAS, Maia Sandu, a refuzat acest lucru. Ce înseamnă pentru o țară când nu-și controlează activele strategice? Eu cred că ar fi fost mai bine ca sistem bancar, măcar vreo 40%, dori 51% din structura totală acționarilor să fie proprietarii Republicii Moldova. Dar vă amintesc cum s-a întâmplat acest lucru. Acest lucru a fost posibil după furtul miliardului. Și aici mie apar întrebări foarte, mi se pare că, interesante pentru toți. În primul rând, furtul miliardului, despre care s-a vorbit foarte mult.
Noi atunci avem program cu Fondul Monetar Internațional. Noi avem servicii de spălare banilor care se dau prin lucru la toți banii care ies în sistem bancar. Adică să știți, atunci când eu cu dumneavoastră sau fiecare dintre dumneavoastră vrea să transfere 200 sau 300 de mii de lei din pe un cont pe altul, informația se duce la centru spălare banilor atunci. Sistem bancar vede tot. Au plecat miliarde de lei, zeci de miliarde de lei în offshore-uri și vreți să spuneți că atunci nu a văzut nimeni? Dar unde au plecat banii ăștia? Banii ăștia nu au plecat la Rusia, au plecat în Occident. Acum să prindeți gândul mai departe. După ce a fost furtul miliardului, Fondul Monetar, Banca Mondială, Occidentul impune niște reguli foarte dure sistemului bancar, preluarea activilor de la unii acționari moldoveni și transmiterea acestor active investitorilor din Europa și din Statele Unite. Anume în anii 2017, 18 și 19. Și motiv de a ceda 93% din sistemul bancar occidental a fost furtul miliardului. Îmi pun o întrebare, dar retoric, nu vine spre mine. Dar poate special s-a lăsat să facă acest furtul miliardului. Pentru că pe urmă Plahotniuc să fie impus să cedeze sistemul bancar occidental. Și uitați în ce condiții. În 2018, 42% din acțiunile Moldova Agroimbank, este așa banca Republica Moldova, cea mai mare, adică practic jumate din banc, după ce se naționalizează, o iau de la Platon. Este 42% le transmit la europeni, la americani, știți cu ce preț? Cu 450 de milioane de lei. Jumate din MAIB cu 20 milioane de euro. Numai anul trecut, Moldova Agroimbank încasează profit net de 1.200.000.000. Vă imaginați? O dat banca cu 400 de milioane de lei și ăștia într-un an fac profit 1.200.000.000. Asta e banca unde lucrează și soțelul Recean și mulți alții. În anul 2019, Moldincom Bank, 64% le cedează tot un investitor european cu 764 de milioane de lei. Dar Moldincom Bank anul trecut, profit net, 920 de milioane de lei. Doar într-un an. Doar într-un an profitul net mult mai mare decât prețul cu care statul a dat aceste active europenilor și americanilor. Păi că eu îmi pun o întrebare, dar asta nu-i trădare de țară. Stimați cetățeni, cum credeți? Unde e interesul național în toată chestia asta? Mai asamblu, în ce constă interesul național? Doamna Dragu, în ce constă interesul național e că în lucrurile astea? Și voi vă lăudați că ați dat 93% de bănci străinilor. Spuneți că asta e bine. Dar ce e bine aici? Mai mult ca atât, câteva luni în urmă, PAS-ul aprobă lege prin care introduce reglementări la chitările numerar și ne impune, începând cu acest an, ca noi să achităm practic tot ce mai mult de o sumă în sus, doar prin bănci. Dacă anterior puteai să te duci cu banii să-ți cumpere un automobil, să-ți cumpere un apartament, să te achiți cu vânzătorul. Acum nu. Trebuie să duci la băncile astea străine, să lași comision, procent. Pentru că, vedeți, prea puțin bani fac pe spatele nostru. Anul ăsta, repet, 4 miliarde, anul trecut 3 miliarde 600. Eu cred că 2024 o să fac 5-6 miliarde datorită legilor aprobate de PAS. Eu consider că aceasta nu corespunde interesului național. Eu consider că următoarea guvernare trebuie să intre în esență și la atribuțiile băncii naționale a Moldovei și la unele restricții pe care le-a impus guvernarea împotriva cetățenilor și împotriva dezvoltării sectorului real al economiei pentru susținerea investitorilor străini în bănci unde lucrează rudele celor de la guvernare. Deci asta e schema. Schema care a început mai înainte, de pe timpul lui Plahotniuc, când vă spun, au dat sistem bancar cu prețuri derizorii, ca sumar Moldincom Bancul și Moldova Agroimbancul, care două bănci cele mai importante. Ele au cedat controlul în aceste bănci cu 1.300.000.000. Pentru că numai Moldova Agroimbanc a trecut 1.200.000.000 de profit net. O întrebare interesantă, eu cred, pentru toți. A doilea subiect, demisiile în lanț, vedem vetting, pre-vetting și multe alte lucruri. În primul rând, am văzut ieri sau zilele acestea
Декларация де демисия уной мембру, секретар, сочесть такого ден чек, комиссия электорала централы. Ерь, порт информация кун мембру ал комиссии ветинг, ша да демисия. Ну, аша ка у конклузии генерала, уамени энцелепц, ну, раскундиштепц, са уамени причепуц, ну, вор сайбы немику от чест режим криминал, каре се дучила фунт. Чей карин интеллект, что там подальше от горя. Фуг, пусть там. Шевин интеллект бей. Репет, и ну бор сайбы не миг кому, ко чести схеме, ко чести редим. Дарю врёв сэнту пуцин мои детали. Пиши пи чек, шипи комиссии листа ветинг, приветинг. Пи чек. Чекам везу пресюня супра колеги лор ноштер, пропо кариноем делегатам комиссии электорал централ. Публика фос зелья честя. Шантаж. Împotriva membrilor opoziției. Partenerii externi, USCE, ODIR-ul, zilele trecute, ceva timp în urmă, au declarat franc că nu poate încerc majoritatea să fie din partea guvernării. Apropo, pe timpul nostru, pe timpul comuniștilor, majoritatea președintele cecului era din partea opoziției. Tot timpul așa a fost. Până la venirea pasului. Și doi spun că toți alegătorii trebuie să fie voturi în drepturi egale. Adică nu poți să faci vot prin corespondență pentru cel din America și să nu-i dai același lucru celui din Italia, și din Rusia, și din China, și din alte țări. Și când membrii cecului au început să spun deschis, păi uite ce spun nu noi. Noi spunem că așa e Constituția. Dar uite ce spun partenerii de dezvoltare. Nu se poate făcut chestiile astea. Să încep presiuni, să încep șantaj și unii din ei își dau demisia. Eu cred că celor care încă sunt în slujba pasului Șamaie Sandu trebuie să-și pună întrebări. Dar se merită să îndeplinți aceste sarcini legale? Pentru că primul o să răspundeți pentru ele. Acum cu vetingul, prevetingul. Foarte succint. Cei preveting și cei veting sunt curcat toți cu aerul ăsta. Astea-s două filtri create de Maia Sandu, ca idee a fost bună din start. Pentru a evalua cei care lucrează în justiție. Prevetingul. Ei evaluat cei care vroiau în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Astea sunt două organe de reglementare mari care gestionează două sectoare. Unul gestionează justiția și altul gestionează sistemul procuraturii. Păi ca pentru membrii între aceste două consilii a fost Comisia Preveting. Foarte straniu, Comisia Preveting au trecut-o în mare parte doar cei care simpatizanții lui Maia Sandu și Apasului. Și câțiva din fostul sistem al lui Plahotniuc, și oamenii lui Plahotniuc. Dar oamenii unești nu au trecut. Și vedem cum niște nacianici de la prevetingul ăsta, de la veting, se râd de moldoveni și-și bat joc. Unul bea ceai și se râd de da și sunteți voi ce papoași. Noi suntem cei puternici. Noi știm. Selectați acești experți prin secret, noi nu știm nici condiții. Nu știm cât bani primesc. Prin lege li s-a dat imunitate la toți, atenție, imunitate pentru deciziile care le aprobă în cadrul acestor comisii. Ca pe urmă să nu-i pui cineva la dubă pentru ceea ce fac ei. Dar cel mai strașnic, știți ce? Schema e clasică. Secretariatul și la preveting și la veting sunt oameni puși de cei care sunt în slujba pasului, grebenci și alții. Și la nivel jos acolo, ei fac documentele așa și le dau la cei din expertilor ăștia. Cu unul trece și unul trece. Așa cum vrea Maia Sandu și cum vrea guvernare. Trebuie unul la pas să treacă Comisia Preveting cu dosar penal câțiva ani în urmă. Au trecut. Trebuie să nu treacă un judecător tânăr. Nu a trecut, pentru că ăștia și-au pregătit documente. Păi că unii din experții străini care sunt onești, înțeleg și unul dintre ăștia ieri și-a dat demisia. El nu vrea să participe în țârcul ăsta organizat de Maia Sandu. Se acoperă cu experți străini, dar își fac exact aceleași mișmașuri. Specific moldovenesc care forme justiție în stilul Maia Sandu. De ce plecările vor continua? Eu cred că din ce în ce vor fi tot mai multe persoane cu verticalitate sau din alte considerente care vor pleca din instituțiile care sunt la control acum a Maia Sandu.
Și al treilea subiect, foarte succint, care eu cred că îndeajează pe toți, parcursul ultimelor zile, săptămâni, am auzit mai multe declarații din partea întreprinderilor strategice, să le numim, care și-au sistat sau și-au închis activitatea. A început, nu în acest an, doar am trecut Macon, fabrica cea mai mare de cărămidă din Moldova s-a închis. Acum Fujikura de la Comrat, investitor japonez, care foarte greu l-am adus, toți împreună, l-am convins. A stopat activitatea. Mai departe, Floarea Sarului de la Bel spune că existează pe o anumită perioadă, dar nu știi pe cât. Păi este vorba de mii și mii de locuri de muncă care se închid în Republica Moldova în timpul mandatului Maia Sandu. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că Maia Sandu și Pasul fac declarații frumoase la televizor și în campanie electorală, dar în realitate își bat joc de cei care muncesc în Republica Moldova. Ei trebuie să țină scut și trebuie discutat. Dar investitorii văd că nu au viitor în această țară. Ce înseamnă 3 întreprinderi închise de strategici? Ce înseamnă 4, 5, 6 mii de familii care rămân fără locuri de muncă. Ce face Maia Sandu? Ce face Recea? Ies la televizor și fac declarații că, uite, noi atragem investitori, sute de investitori vor să vină. Care investitori vin? Prietenii voștri care vor să vină la aeroport doar? Care faceți scheme? Sau care vor să vină? Puteți să-mi spuneți investitor concret care a venit în ultimii 3 ani și a investit 20 milioane de dolari în Republica Moldova. Nu sunt așa investitori. În schimb, avem întreprinderi care pleacă. Noi, socialiștii, am venit cu propuneri cum să soluționăm această situație. Noi considerăm că trebuie să sunt producător autohton. Ieri, în Parlamentul Republicii Moldova, colegii mei au propus revenirea la legea pe care noi am aprobat-o în 2020 și Maia Sandu a anulat-o. Noi propunem cel puțin în pirafturi și uitați-vă, la noi 85% din cumpărători, eu am un studiu, cumpără produse în supermarketuri. Păi ne-am propus, haideți în supermarketuri, 50% pe raft să fie moldovenesc produsul. Asta ar susține producătorul autohton. În condițiile când scade exportul, când pierdem piețele, măcar piața noastră s-o păstrăm. Ce face Pasul ieri? Votează împotrivă. Votează împotriva susținerii producătorului autohton. Dar pe la expoziție, pe la fabricată Moldova, spun și când talcaie câte un rege, că vine să scăpe o lacrimă. Dar în realitate își bat joc de agenții economice. Păi și aici interesul național care este? Să protejez producătorul din România, din Uniunea Europeană, care își vinde marfa la noi în țară, ceea ce putem noi să producem? Sau interes național să susținem producătorul nostru, care creează locuri de muncă aici și plătește impozite aici? Dar cu asta trebuie să ocupe prim-ministru, cu asta trebuie să ocupe doamna președinte. Dar nu cu referendumuri, cu nu știu ce. Ocupați-vă de întrebările care ne deranjează pe noi toți. Acum câteva întrebări care au venit la dumneavoastră, repede o să le abordez. Așa. Создадите ли вы Министерство экономической безопасности, которое будет напрямую подчиняться президенту? Ну, задали такой вопрос, давайте скажем честно. Подчинение напрямую президента могут быть министерства только в случае, если мы поменяем форму правления в Республике Молдова. Вот у нас сейчас парламентская форма правления, то есть, если честно, самый важный человек в Молдове – это премьер-министр, не президент. У него больше всего возможностей вместе с парламентом решать те вопросы, которые касаются развития страны. У нас ошибочное мнение, что президент самый важный. У президента нет таких полномочий. То вот для того, чтобы были такие министерства экономической безопасности либо другие институты подчинения президента, нужно менять концепцию политического устройства Республики Молдова. Ну, создать, к примеру, президентскую форму правления, такую, как в Соединенных Штатах, кстати, президентская форма правления. Такая форма правления в Турции, в Белоруссии, частично в России. Нужно ли создавать такую форму Молдовы? Конечно, это интересно, потому что проголосовал за президента, с него можно требовать. Правда, правильно ли сейчас это делать? Сейчас, пока мы не разобрались с голосами внутри страны, а голосами внешней, я думаю, что это очень опасно делать. Конечно, кто-то должен заниматься экономической безопасностью, и один должен заниматься правительством.
Как повлияет на государство введение санкций против Молдовы со стороны США и Евросоюза, и что мы будем делать, если заблокируют SWIFT? Я думаю, что мы не можем себе позволить, чтобы заблокировали какие-то банковские переводы для Молдовы. Мы здесь должны быть очень-очень внимательны. Потому что у нас альтернативы нету на данном этапе. Присоединяться к другим, ну это более такой специфический вопрос, ну, к примеру, к тем системам, которые создают БРИКС. Ну, конечно, это было бы интересно, но Молдова не является даже наблюдателем БРИКС. В перспективе я считаю, что это было бы неплохо, чтобы мы хотя бы наблюдателями в такие международные интеграционные проекты, как БРИКС, как ШОС, это было бы интересно для нас, как в свое время мы стали наблюдателями в Евразес. Кстати, мы Санду не использовали то, что мы смогли добиться в 2018 году. В перспективе, я думаю, что для Молдовы это было бы интересно, чтобы у нас была альтернатива. И чтобы мы были в ногу со временем, потому что все меняется. Виктория Депетикток. Домну Игор, диаспора ос вотеза ла вотария прешедентила. Виктория, ну и новим респонсла час антребаре. А часто цінні ді компетенції гуверну, кіно сапробі ліста цедлор, унісі дискіт, секці ді вотар. Юну кредка сева інтерзічі комплет вотул на Русі. Аста фі пряді тут. Аста ардучі ла фапту, ка паті фі алейджерлі консідрати не конституціоналі. Проблема є, кіно вор дискіді мулти секці ді вотар. Ю кредка чоб цін кіт ва секці ді вотар, вор фі на Русі, Федерація Руса, кіно шкова мені спати сва тезі. Domnul Don, de ce expertiza pe video va începe tocmai martie 2025? A, se referitor la ziua de ieri. Da, ieri a avut loc o ședință, nouă ședință de judecată. Apropo, au fost doi martori, martori din partea lui, din partea acuzării, din partea procurorului, domnul Diacu și domnul Țicu. Foarte interesant cum interpretează mărturiile martorilor procurorul ăsta care vine. Care, apropo, e clar cu dânsul, să râd toți din procuratură și nu vor să-l primească nimeni. El vine și să jelui, vrea să fie înăcealnic, dânsul să-l trimă după ușă. Așa e soarta la toți care utilizează regimul și primul aruncă. El încă nu a înțeles cu chilul ăsta, dar o să înțeleagă că a fost utilizat și aruncat. Nu a mai rămas mult. Nu a rămas mult, pletosile, în culeacă. Dar întrebarea este alta. Eu mă uit cum interpretează el. Vine Diacu, vin alții care spun, băi, dar noi nu știm ce este vorba. Noi n-am fost, n-am văzut. Noi am văzut la televizor și văzut toată țara. Toți care au fost până acum. Toți care au fost până acum, așa spun. Iese să spune, nu uitați-vă că au fost ăștia confirmă. Ce au confirmat? Nimeni. Toți martorii din partea acuzării sunt persoane care ori au făcut declarații împotriva mea la diferite etape, cum e Țicu, cum e Reniță, cum toți absolut. Ori persoane care erau în PD atunci care spun, dar noi nu știm ce este vorba. Păi că tot dosarul ăsta e cusut cu ață albă sau cu ață galbenă, anume pe astfel de martori. Apropo de Țicu, el ieri tot a spus multe lucruri politice împotriva mea, dar comparativ cu alții, mi se pare că s-a purtat foarte demn. Da, noi suntem oponenți ideologici, el e categoric împotriva la unele idei principiale politice ale mele, dar eu, sincer, am tot respectul față de persoanele care au opoziție politică. Apropo, el spunea cândva că trebuie să fie candidat la prezidențial din partea la o grupare care e mai Sandu și văd că nu vor să-l iei. Pentru că slu s-ar combinabil. Pentru că este cu poziții. Păi e ca cu expertiza aceasta. Expertiza va începe acelui video abia peste un an. Păi noi am pus o întrebare. Dar de ce e peste un an? Noi vrem mai repede. Este procuror și spune că tergiversare. Dar domnule procuror, dar mă ta... Întreabă-i pe cei care știu carte, profesioniști. De ce procurorul la etapa până trimite dosarul în judecată nu a făcut expertiză la acest video? El doar trebuie să facă expertiză, să fie sigur în probă. Noi din start am spus că e turcat. Toți jurnaliștii, toți care au fost la ședința judecată, au văzut că e turcat, el îi tăie bucățele și se vede cum e lipit. De ce vor să înceapă doar în anul viitor? Foarte simplu. Pentru că dacă în decurs de o lună fac expertiză, dar noi insistăm în decurs de o lună să fie expertiză. Și orice expert o să spună că e trucat, nu poate, e evident. Atunci tot dosarul ăsta trebuie închis. Și închis acest dosar, scos de pe rol, în genere.
că nu-i nimic acolo. Martorii, v-am spus, vorbesc ce au văzut la televizor și principala problemă e un video trucat de Plahotniuc, tăiet bucățele atunci când eu am făcut așa, că Plahotniuc se fugă din țară. E că tăi ceva e pe dosarul ăsta. Ca și pe toate. Păi că dacă fac expertiză acum, dosarul se închide și mai asandu în delegeri prezidențiale, zic, băi, asta nu trebuie lumea, eu asta nu trebuie, stai, tu ai spus că noi suntem vinoveți. 4 ani te-ai ocupat de asta doar. Ce înseamnă? Iată de ce ei vor să tergiverseze această expertiză ca să fie doar peste un an începută. Noi insistăm în continuare să fie făcută cât mai repede. Cât mai repede ca lumea să știe. Cu ce se ocupă Maia Sandu și nu atât Maia Sandu, cât procurorul ăștia, procurorii de 2 capici care i-au găsit. Так, Раду Мариан потребовал от СИБ расследовать действия депутата ПСРМ Богдана Цирли за то, что Цирли постнул на своем телеграм-канале новость какую-то и так далее. Ну, во-первых, этот кучерявый депутат, который ничего хорошего не может делать, даже танцует плохо, как мы все видели. Надо ему на курсы и танца, и экономики, и всего, и жизни. Кстати, я был в селе, откуда он, Кишель-Сапрут, есть такое село. Там интересно, кстати, очень интересно, как он незаконно сделал пенсию для своей сестры или для двоюродной сестры. Там все село знает. Так в рейс вез кумой ому, дучес вез кум дюнди ел провини, кумой каса, кумой... Что совдец форте мульт лукр интересанти, дюнди провини, честно, персонаж. Но он делает очень много заявлений. Вот этот Сарасенок. И, конечно, вот эти нападки на Богдана Цирли, на нашего коллеги, ну, это попытки запугать и настроить следственные органы, там, репрессивные органы против оппозиции. Мы категорически это осуждаем, выражаю слова поддержки нашим коллегам, нашим депутатам, Богдану Цирли в частности. Я уверен, что мы через все это пройдем и справимся с этим давлением. Давление было в течение всех этих 4 лет на каждого из нас. И на меня лично вы тоже знаете. Но мы руки не опускали и двигались вперед. Потому что мы боремся за свою страну, за будущее наших детей здесь. Не где-то в Брюсселе, либо в Вашингтоне, либо в других странах. Поэтому, Богдан, держись. Мы вместе. Один за всех и все за одного. Ты знаешь, мы всегда так действовали с членами нашей команды. Защищали каждого. Нуждается ли Молдова в благотворительных фондах в виде МПО? Хороший вопрос, наверное, связан тоже с Богданом Цирли, потому что он... Знаете, почему эти НПОшники на него давят, на Цирли? Потому что он написал хорошую книгу, очень хорошую, по поводу, как можно завоевать страну без войны. И там про роль НПО. Десятки тысяч, сотни тысяч человек получают зарплаты сейчас от американцев, европейцев внутри страны. Большинство представителей этих НПОшников после этого вошли во власть министрами, замминистрами, советниками, президентами, премьерами, спикерами, депутатами. Понимаете, какая это раковая опухоль для государственности любой страны? Что я об этом думаю? Ничего хорошего в этом нет. Конечно, я не против НПО, но они должны заниматься социалкой, но не политикой. Они занимаются в Молдове, большинство из них, политикой. У них даже больше влияния, чем у некоторых политических партий. И они ни за что не отвечают. И деньги получают напрямую с Запада, с разных фондов. Мы должны действовать так, как поступил Орбан, премьер-министр Венгрии. Там очень жесткие законы по поводу влияния разных МПО, политику, внутреннюю политику страны. Еще раз говорю, давайте не так, как Россия, не так, как там Азербайджан, либо Соединенные Штаты, у них тоже очень жестко. Вот наши говорят, что хотят в Европу, давайте как в Европе. Вот возьмем законодательство Венгрии, член ЕС, член НАТО, и примем Молдову. Что вы против? А почему вы против? Вы же в Европу хотите. Поступим как в Европе. И такие законодательные инициативы от нас будут. Так, Майди Парти. Сергей, будет у нас война или нет? Сергей, очень часто возникают такие вопросы. Будет у нас война или нет? Я надеюсь, что у нас будет мир. Хотя с этой властью можно, к сожалению, можно ожидать все что угодно.
Я не раз говорил, что Майя Санду способна на все для того, чтобы сохранить свою власть. Я думаю, что она способна даже разжечь дестабилизацию горячей точки здесь, в Молдове. Я надеюсь, что ей не позволят ее кураторы, потому что сейчас на данном моменте никому это не выгодно. Так, Майя Санду объехала протестующих в Гагаузском Кангазе по грунтовой дороге и дала интервью в кустах придворным СМИ. Вот видите, вот президент страны. Кстати, здесь же вопрос. Здравствуйте, осветите ситуацию с Машей. Это с Гуцул. Будете ли вы с ней встречаться? Она вышла с инициативой встречи. Ну, во-первых, я не намерен, как президент страны, нынешний президент, бегать по кустам от жителей Гагаузии, от руководителей Гагаузии. Ну, Майя Санду – это не первый ее побег от руководства Гагаузии. Хочу напомнить, как она убегала от Ирины Влах. Ирина Влах ждала ее в Камрате, она убежала быстренько в Чедерлунге. Приехала Ирина Влах, она быстренько как-то там и убежала. Ну, это президент Республики Молдова, который боится страны, боится людей. Ну, как можно президент страны по грунтовке своей страны, только чтобы не пообщаться с протестующим? Ну это что? Поэтому я считаю, что нужно общаться со всеми. Тем более я всегда поддерживал гагаузов, и поддерживаю гагаузов, и буду поддерживать гагаузов. Поэтому если будут такие инициативы, будем встречаться, будем обсуждать то, что происходит в гагаузе. Но вот то, что объехала по грунтовой дороге и дала интервью в кустах. Молодец, Майя Григорьевна. Помнишь, как 4 года назад? Майя Григорьевна. Помнишь, как в гагаузе, в Камрате, один из твоих советников написал тебе на гагаузском языке. И ты в Камрате с центральной трибуны на гагаузском языке уверяла гагаузов, что все будет хорошо при твоем правлении. А сейчас бегаешь по кустам. Вот результат твоего правления. И это происходит не только в Гагаузе, это происходит практически везде по стране. Твое место в кустах. И желательно не в Молдове, а где-то в другом месте. Стимас претень Майсен Каливан Требаречи, дар Аче Ставхоз, Пентрушка Жумати Диора. Йоврио Звамуцу Мес Пентру Требарлет Невастра, но я зилля честя мыниш по имени Вуэмфи Прерайване. Вему зи у периода импортантам лансат компания Интересу Национал. Мыниш по имени ми де мембри песереме депутаци, консильери, примари, пешни Зрайване. Вом организал зи де информари политика în toate localitățile din Republica Moldova, eu voi fi mai multe localități, vom repartiza ziarele Partidului Socialiștilor, vom fi alături de voi. Eu sunt ferm convins că totul se mișcă spre căderea acestui regim. Și totul va fi bine. Important să fim împreună. Mulțumesc și cu Doamne ajută!